ziua în care ne-am născut a fost un incendiu la maternitate. De la fiecare ecografie, nouă ne-ai zis că o să avem fata. Și până la 18 ani, fiecare a trăit în familia celuilalt. Noi de-am fost schimbați la naștere. Noi doi suntem născuți în aceea zi. Da, unde suntem aici? La Susai. I-am povestit eu că e locul tău preferat. Păi ce faci, mă, înșel cu babo? Cristi, e de vârsta lui mata, mă, cum? Stai, stai. Asta e Kamala? Da. Și ninge te rupe și asta ești tu! Nu mă, că poți să-ți explici. Poți să-ți explici? Ce să ne explici, mă? Nu mă iubește nimeni. Nu-mi place nimeni așa cum sunt. Eu te plac așa cum ești. Nu cred. Păi, domnul Angel l-a lăsat pe marginea drumului. Acolo e Andrei. Cum ai putut, mă, să faci așa ceva? Copilul ăsta e bolnav. E bolnav. Îi faceți rău. Femeia asta are cancer. Eu nici nu am fost de acord să vin aici, dar m-au obligat copiii. Pentru că eu nu cred că am nevoie de un psihiatru. Nu, eu nu sunt nebună, știi? Am doar probleme de sănătate, atâta tot. Da, sunt convins că nu sunteți nebună. Altfel v-aș fi chemat la spital direct. Uite, aici nu prescriu medicamente, nu fac tratamente cu electroșocuri. Pălăvrăgim, dar. Nu știu dacă vreau să pălăvrăgesc despre problemele mele cu un străin. Stai puțin, că nu mai suntem străini. Ne știm de mai mult de 15 ani. Bine. Sunt proaspăt divorțată. Am divorțat pentru că fostul meu soț avea o amantă pe care a adus-o în casă și am locuit toți trei împreună. Sunt proaspăt diagnosticată cu cancer. Anul trecut am aflat că mi-a fost schimbat copilul la naștere. Cum am aflat asta? Fiica mea de 14 ani a leșinat la balul bobocilor. Am dus-o de urgență la spital și, surpriză, mi s-a spus la spital că are nevoie de un transplant de rinichi. Numai că niciunul din noi, nici eu, nici soțul meu, nu eram compatibil. Iar fratele ei nu era fratele ei. Mai vrei? Te rog. Bun. Eu, de fapt, aveam o fată pe care am luat-o în casă. Normal că era fata mea, nu? Deci eu am născut-o. Și băiatul, și pe el l-am ținut în casă pentru că era băiatul meu, nu? L-am crescut 18 ani. Bun. Ei doi sunt iubiți. Iar soțul meu, de care tocmai îți spuneam că am divorțat cu amanta tânără și așa, a vrut să-mi dea fata la produs. Mai vrei? Oh. Tu mi-ai povestit acum un scenariu de film, nu? Nu. Nu știu ce să zic. Sigur nu e un scenariu de film. Bine, atunci am o idee. Știu că ești femeie de afaceri. A, nu mai sunt, pentru că o fabrică a luat foc și una a dat faliment. Am uitat să spun. Nu nimic, tot femeie de afaceri rămâi. Ce-ar fi dacă noi împreună ne-am apucat să scriem un scenariu după toate întâmplările astea și am împărțit banii? Ia, hă? Să rămână, nu, că cică doar să pun la cuptor și să fac și... drăguț. Dar nu vreți să mâncați cu mine? Eu n-am înțeles și mănânci, în primul rând. A, păi ăla e medalioane de neaș și astea sunt nuggets. Știi cum facem? Vâr eu medalioanele la cuptor și între timp vâr tu... nuggets-ul. Așa. Deci, până la urmă, nu te-ai iertat, da? Cine să mă iert? Cine să vă vorbim? Femeile din neamul ăsta tare să aprige așa la mânie. Și până la urmă ești dințeles. Că tu știai că maică-sa e bolnavă și nu i-ai spus niecă. Nu i-am spus pentru că i-am promis mare și... așa, prost eu, că nu trebuia să mă bag. Nu mai zice așa, că eu n-am nică cu tine. Adică stau și eu și mă gândesc că eu în locul Angă nici eu nu te-aș fi iertat. Ah, mulțumesc. Chiar sunteți drăguță. Întotdeauna. Auzi, mă? Ce emisiune s-a dat ție, frate meu? Să te uiți așa la mine, nu?
Să-mi văd de treaba. Și care e treaba ta? Nu e treaba ta. Du-te, mă. Haide, bun, bravo, bravo, bine, bine. Păi, uite, știi cum să-ți explică ție, nu știu cum mi-e la voi la Slobozia, acolo. Dar la noi, aici, la București, la capitală, deci. Dacă stai în casa mea, ce să vezi? Nu faci ce vrei tu. Înțelegi tu? Nu. Pentru că nu am terminat ce aveam de spus. Deci, bă, mă caz pe nervă. Ai înțeles? Eu știu că veri, că neveri, că dragi, că malași, că o să vorbim noi și despre asta la un moment dat. Dar uite care e treaba. Dacă stai în casa mea, băi, să fie așa mai miloc, mă, mai zice ce misiune ți-a dat. Știi ce se întâmplă dacă apăs pe butonul ăsta? Ia dă-mă pe spate. Îmi răspunde direct fractul. Mai dau pe spate. La revedere. Dacă vrei să vorbești cu mine, știi unde mă găsești. Când aveai de gând să ne zici? Când era prea târziu? Anca. Ce nu înțelegi? Am vrut să vă protejez. Astea nu sunt lucruri care se spune. Pun așa cu una, cu două. Și dacă Vlad și-ar fi ținut gura, probabil că n-ați fi aflat niciodată. Stai liniștită că pe Vlad nu o să-l iert niciodată. Că nu mi-a spus de la început. Mamă, și pe de altă parte trebuie să înțelegi și tu că noi toți trei te iubim. Și acum n-avem cum să ne prefacem că nu știm. Vrem doar să auzim că vrei să-ți duci tratamentul la capăt și vrei să te faci bine. Să-mi duc tratamentul la capăt și o să mă fac și bine. Te rog să nu mai ascunzi nimic niciodată. Gata, puiul s-a făcut și ăștia imediat îți dau. Cine-i niocuz mie pe birou? Cârnați Oltenești! A, șefa, dați greșit, nu e Oltenești, e de Pleșcoi. Întrebarea mea era... Cine? Nu șis. Eu. Șerșel. Asta e unitate militară în camin din nefamiliști. Da, șefa, dar de ce să ne enervăm acum? În loc să mâncăm așa frumos... Cât e cald acum, că după aia slăiți nu mai are niciun gust, nici nu mai merită. Ia, o porție mare am pus ca pentru șefa, că din respect. Să vă dau și un șervețel. Luați-l. Frumoasă mașină. A, tehnic vorbind, ieși din banii mei. Și n-am auzit pe nimeni să spună mulțumesc. N-am stabilit că nu mai avem ce discuta. Poate le amințești tu pe mama, pe Anca, dar cu mine nu-ți mai merge. Ce dur ești. Auzi, dar carnetul cum l-ai luat? Că dacă mi-aduc bine aminte, erai gata-gata să omori un om. Sau ți-a pus pile amăritul ăla de tact. Asta e ultima oară când te mai iei de taică. Și dacă continui, ce-mi faci? Ce mai vrei, mă, de la mine? Să nu te mai văd prin casa mea. Bine. Când vor să-l opereze? Așteptă să-i se răducă edemele. Dar tu știi că o să fie bine, da? Tu știi că Ștefan e luptător și o să fie bine. Uită-te la mine, o să fie bine. Dacă nu, dacă o să...
stăteam într-un scaun cu rotile și nu o să mai danseze niciodată, să rămână paralizat. Pot să mă duc să-mi văd? Pot să plec mai devreme? Poți să vorbesc cu domnul director? Dar poți să vorbești tu cu el, Ștefan. E acolo cu el? Crede-mă, nimeni nu-l poate înțelege mai bine decât tata. Să le mai mișc. Mi-au spus că e, poate să fie temporar sau poate să fie permanent. Gata. Când Raluca avea 3 ani, am ieșit împreună cu soția mea să-i luăm un cadou de ziua ei. Seara aveam concert. Ne grebeam. Raluca mergea cu Alina, soția mea, în față. Eu veneam cu tortul. Eram pe o trecere de pietoni. S-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. N-am avut timp decât să o trag pe Raluca în spate. La soția mea a murit pe loc. Am rămas cu paralizia mâinii și a piciorului. Dar Raluca a scăpat. N-am știut niciodată. Nimeni din școală nu știe. Atunci ce mi-a spus tocmai mie? Pentru că vreau să înțelegi că viața ta nu se termină. Când am suferit accidentul, aveam și eu ca tine vise. Multe vise. Profesorul meu de pian spunea că am să ajung cel mai mare pianist al Europei. Am văzut diplomele. Și n-am ajuns. Știi de ce? Pentru că am înțeles prea târziu. Dar sper că tu să înțelegi mai devreme. Că nu există limite atunci când iubești cu adevărat ceea ce faci. Da, domnule, m-ați chemat? Da. Cu ce pot să vă fiu agreabil? Da, un loc. Da. Nu acolo. Nu mulțumesc. Papa, dacă vrei să stai în rol la razoare, și să dai din mâini până ți-ai zborul? Think sure. Stau în rol la răzoare, dau din mâini până mi-au zborul, deci stau în picioare. Trebuie să rezolvăm o dată problema voastră. Nu te tânzi, ca?
O făcut niște cârnați, te lingi pe degete. Ce-am mai râs, foarte bună glumă, să trecem la punctul 2. Vorbesc eu, dacă nu m-a prins gustă. Doamna asta n-a gătit în viața ei. Tanța și teflonul, baba și balonul. Băi, John, tu ești un om cum se cade. Pensa, e o femeie cum se cade. Uite și tu câte lucruri aveți în comun. Hai, ia-o acasă, împacați-vă și gata. Nu. Popa! Nu. Popa! Nu! Și pot și mai tare. No! Să mă anunci și pe mine când o să ai de mine să mă asculți. Ce să ascult? Minciunile tale? Ok. Înțeleg că e supărat și ai toate motivele. Dar vreau să înțelegi că eu chiar țin la mama ta. Și nu era secretul meu, era al ei. Mă lași? Gata, v-ați mai calmat? Da. Da. Ăsta nu e Liviu de la Vocea României? Foarte bine. Atunci vi-l prezint pe Liviu Andreescu, noul vostru coleg. Tocmai s-a transferat la noi în liceu. Salut! Eu sunt Liviu de la Vocea României. Da, cred că știm cu toții. Da, știm cu toții. El este unul dintre semifinaliști și ai fost foarte bun. Eu te-am și votat. Crede-mă că ai fost la înălțime. Da, sunt da. Sigur. Da. Mi-aș dori foarte mult un duet. Stați puțin, profa. Noi toți am dat un test ca să intrăm în clubul ăsta. Da. El de ce n-ar da? Așa e, profa. Și eu sunt un alt și tot am dat casting. Bă, și eu sunt una din primele 8 voci ale României. Dacă vreți un test? Da. Ia uite-mă ce l-am văzut pe tatăl! Ia uite-mă la el, ce tupeu, frate! Ai început pe mine, prietene. Da, eu cred că Andrei are dreptate și dacă vrei să faci parte din clubul nostru, va trebui să dai o probă. Ok. Orice vreți, oricând. Mamă, ce foc, mă, păi, bine. Hai, mă, duet acum, mă. Hai, mă, duet, mă, acum, mă. Bă, când o să faci tu 4 voci ca mine, atunci te văd, mă. Gata. Dai proba când ești pregătit, mâine? Da. Da? Bun, dar te rog să iei foarte serios. Da? Sigur. Bun. Ce faci, mă? Ce-am făcut? Nimic, mă, ce? Hai că vreau să vorbesc ceva cu tine. Ia zi, care-i treaba cu tine și cu Bogdan în ultima vreme? Păi, merge foarte bine, avem o relație de amiciție foarte bună, sinceră, caldă, fără nicio obligație, nu, nimic altceva. Ce? Nu minți. Să mor. Bine, ia zi, cu Sara cum e? Vrei să mai faci praf? Băi, dacă ați venit să faceți mișto de mine... Stai, mă, stai, stai aici, că nu vrem să facem mișto de tine, vrem să te ajutăm. Cum? O să vezi. Păi zi cum? Mergem la cumpărături să schimbăm rând. Unde? În mall. Hai. Băi, stai, mă, ușor, că e a mea, mă. Băia ta e blondă. Tată, ce-ai pățit de nu bei? Nu beau, mă, Georgiana, că mi-e frică să nu mă îmbăt. Când mă îmbăt, mi se moaie sufletul și mie că pun mâna pe telefon, o sun pe aia să vin acasă, o iert și mâine dimineața o să-mi pare rău. Vorbești de mama? Da, de cine altcineva? Vezi, bă, Georgiana, cum sunt oamenii. Îi adun după drumuri, îi bagi în casă, le pui în față un bridă mâncare. Bani? Nu mai zic. Și ea uite ce-mi face. Nici să beau nu mai pot. Auzi, bă, la ea, auzi. S-am ajuns să-mi fie frică de mine, la mine în casă, înțelegi? Uite în ce hal m-a adus. Lasă-mă în pace, nu vreau să vorbesc cu tine. Dar te rog, lasă-mă un pic să-ți explic. Nu, vreau să te ascult. Te rog frumos. Lasă-mă. Dar chiar mă puși să alerg după tine, atât, atât. Da. Priți-te un pic, uite-te la mine. Dacă vrei să plec din casă, spune-mi. Mă șantajezi? Nu vreau să pleci. Nu vreau să-mi tăși la orfaniat. Dar nici să vorbești cu mine nu mai vrei.
De ce nu mi-ai spus? Era vorba de mama mea. Și era secretul ei. I-am promis că o să-l păstrez. Tu știi că nu mai vorbim de o săptămână? E săptămână și 5 ore. 5 ore și 30 de minute. Știi că m-ai făcut să sufăr? M-am făcut să suferi. Calm, da. Haide. Vreau să te închid. Pace. Pace. Dar dacă mă mai minți vreodată... Ce faci? Nu! Chiar era nevoie să te deschid la cumașa până la buric? Asta încercam să-i spun și eu. Asta încercai tu să zici. Bă, ia ziceți-mă voi. Cum se mai vede la azi? Ziceți-mi la mine. Bă, măcar dacă era din aur, mă zice, ziceți. Da, pare. Nu? Și curaua ce-i cu ea? Treaba mea ce-i cu ea, da? Dă-o jos imediat. Nu, de ce? Nu pare destul de cool? Dar fii atent. Vrei să cadă pantolul? Nu, dar o las mai jos așa un pic, ca să fiu cool. Uite, ha? Auzi, bă, dar voi, tu ce la timp o să n-apăsta așa, bă? N-aveți de ce să râdeți? Pentru ce să... Pentru o întâlnire. Cu o fată bănuiesc, ha? Normal cu o fată. Nu e domnul așa de rafinat. Ce nu sunt? Rafinat, am zis. Ba sunt, bă, ia uite aici, fii atent. Bă, din tot sufletul sper ca fata aia să fie chioară. Sau să se ia lumina în zona aia, dacă o fi. Ori să cazi tu într-o gulă de canal până ajungi și atunci e salvat. Ce faci, băi, Paule? Băi, ce vine, bă? În curtea mea și casa mea și eu umplu de nebună pe cuclauri, că n-am unde să mă bag. Na. Cu mine vorbești? Nu, cu măta. Da, o nebună nu contează. Dar zi-mă, până la urmă, care-i treaba? Păi zi ce vrei să facem. Păi mă interesează. Păi, tașcă, ne aud! Eu din cauza ta sunt pe drumuri și n-am și eu un loc al meu unde să mă adăpostesc. Tu să vă placi înapoi în casa, ai înțeles? Eu de cât atât am avut să spun. Fii atent. Mă! Păi, idiotul e ridicat! Ursuleț, țarau. Aoleu, ce nu ți s-a pus iar dopu? Marci fă de aici. Marci de aici. Ce s-a mai întâmplat? Uite-te la mâinile mele. Frumoase, de pianistă, cum moștenesc pe mama. Dar aveți ceva pe ele? Da, iubito, adică eu știu că... Nu știi. Nu știi. Ca orice fată care se mărită, vreau și să mă laud. Dar cum pot eu să mă laud că m-am logodit dacă n-am niciun inel pe deget, ca să nu mai zic de piatră? Da, adică, normal, tu ai dreptate, adică te înțeleg, dar... Eu n-am plănuit chestia aia. Nu știu, a fost așa, a fost spontană. Da, a fost spontan și mi-a plăcut deloc. Hai, mă, că glumesc cu tine. Știu că a fost spontan și că mi-ai luat apărarea și că ai făcut lucrurile doar ca să-mi iei apărarea și îți mulțumesc. Chiar îți mulțumesc că ai fost un cavaler. Ca misteric, ce-i drept, ai fost un cavaler. Oricum, dacă vrei să mă ceri, așteptă și tu un moment mai romantic. Dacă vrei, putem să vorbim, îți spun ce-mi place. Nu, eu am vorbit serios atunci. Da, bine. Andreea Rădulescu, te rog frumos să fii soția mea.
Uite, eu nu glumesc. Nici asta n-a fost un moment romantic. Bine, hai. Te rog din suflet, nu mai plânge, că o să fie nu bine. Plâng, nu plâng. Acum nu, dar seara ce ai făcut? N-am putut să dorm. M-am tot gândit la operație, m-am gândit... M-am rugat să te faci bine. Laura, eu deja știu că nu o să mai dansez niciodată. Nu, nu mai vorbi așa, ba da, nu mai ba vorbi da. Așa. Decât să mă minte mai bine așa. Bună dimineața! Vizita dumneavoastră a luat sfârșit. Hai, la școală, la școală. Rămân eu cu domnul Luca. Păi niciun, păi da, da. Hai. Ai timp să ajungi la ora a doua. O să ai o singură absență nemotivată. Hai, viteză, viteză! Viteză, vezi să nu te împiedici pe scări. Ce faci, măichere? Bine. Vezi că m-am gândit, nu mai vreau să vin firmele. Aoleu! Serios? Da, serios. Păi le-am vândut deja. Ce-a făcut? Le-am vândut. Dacă te-ai fi uitat în cont, ai fi văzut că banii au intrat deja. Cum ai vândut firmele? Că nu înțeleg. Păi mara, mă, e mara, mă. Tu nu știi cum e în afaceri. Dacă nu prinzi trenul la fix, rămâi în gară. Am făcut 50-50, așa cum ne-am înțeles. Asta ca să vezi că nu vreau să te înșel. Deci tu ai vândut firmele? Da. Doamne ferește. Sunt cam grețoși ăștia de noi, așa? Da, nu prea se potrivesc lor. Dar nu mă bagă, nu-i treaba mea. Auză, de ce se uită toți așa la mine, de parcă? Nu știu. Așa se uitau și la mine. Dragă Liviu, când ești pregătit, noi... Sigur, oricând. Da? Da. Doamnă soară, vă rugăm frumos să nu începeți fără noi. Întoarcem în două minute, imediat. Ceva rău de tot. Ce s-a întâmplat? Adică nu rău. Ce s-a întâmplat? Maxim două. Da. Chiar îi place de tine. Și ce dacă, mă, adică tu ce insinuezi? Că vrei să-l iau de bărbat? Bă, eu pe manelistul ăsta nu vreau să-l mai văd. Mă face de râs în tot liceul. Te înțeleg, da. Măcar e un băiat sincer. Pot să încerc să... Ieși afară. Ieși afară. Nu mai din cauza lui Cristi, eu am așa așa. Nu mai din cauza lui, toată lumea râde. Ieși afară! Ioana, ieși afară! Deci nu mă sinuci, stai liniștită, nu-mi iau pastile, nu mă trăta! Du-te, lasă-mă pace! Lasă-mă pace! Lăsați-mă tot ce face! Pisici, că nu știu ce te întâmplă! Au! Uită-te pe unde mergi! Ce fă, mă urmărești? Ce-i acolo? Nimic. Ce-i acolo, pe urmă? Lasă-mă în pace, n-am nimic. Lasă-mă în pace, am zis. Lasă-mă în pace, n-am nimic. Ce ai? Ce ai? Ce sunt astea? Ce sunt astea? Ce fumezi? La tipul mai tare să te audă tot liceul. Auzi, mă, cine dracu te-a chemat pe tine aici? Mă, ia de drum. De ce ai ochii ăștia? De ce ai ochii ăștia? Auzi, mă, nu mai sunt prostul pe care îl știi, înțeles? Să-ți bagi joc de el în fiecare zi. Ești o resuferită, o răzgâiată și o îngânfată. Ia de drumul de ce, mă, că n-am chef de moca ta. Am vorbit la inspectorat pentru amândoi. Bobby, ești puțin atent? Mă atenție, ce știi potrivă.
mănânc și... Da. Recomandările mele au fost foarte bune pentru amândoi. Adică 50% pentru domnul Iordache și 50% pentru domnișoara Rădulescu. E, noul director adjunct al Colegiului Național de Muzică este... Nu pot fi decât? Nu poate fi decât... Domnișoara Andreea Rădulescu. Felicitări. Mulțumesc mult, domnule director. Ce te-ai necat, ce? De ce? A prezentat cel mai bun proiect pentru colegiul nostru. Ce-i cu astea? Belete la teatru. M-am gândit să mergem cu toții. Și Anca, și Ioana, și Andrei. Și Andrei? Da, și Andrei. Bă, orice aș fi spus eu la nervi. Și bine că eu țin la băiatul ăsta. La urmă l-am crescut 18 ani. E băiatul meu. Îmi pare rău, Sandu, dar nu mai pot să am încredere în tine. Mara. Mara, te rog eu mult, ajută-mă să fim iar o familie unită. E greu? Te-am dat eu voie să-mi aprinzi lumina? Ți-am dat voie să-mi aprinzi lumina?
Ți-am dat voie să o stingi? Ce mai vrei? Sara, ce-i cu tine? De ce vrei să știi? Ca să pot să te ajut. Vrei să mă ajuți? Vrei să mă ajuți? Te-am întrebat? Ai putea. De fapt, da, chiar ai putea. Da, da, da. Adică ești o actriță bună, foarte bună. Fai niște compoziții super. Și ceva, ia du-te tu pe hol și intră în pielea unui personaj masculin cu vârste cuprinse între 18 și 20 și... Nu, între 18 și 20, da? Dar care să mă iubească nebunește, știi? Să fie îndrăgostit de mine. Așa poți să mă ajuți. Altfel îți pierzi vremea. Degeaba. De ce? Nu mai înțeleg deloc pe mama. Tot e bine că-ți luat cu Anca cu ei. Nu, cum să moare. Sara, ce mai vrea, frate? Vă răspunde dacă vrei. Dar nu vreau. Te-a prins cartea? Nu m-a prins pe naiba. Am citit o pagină de 7 ori. Știi că suntem singuri, nu? Așa și? Păi și ce putem să facem? Să mâncăm o mare, de exemplu? Sau? Ai văzut, mă, cum este tătea pe roazi? Cum? Sofiei, mă, despre cine vorbim? Sofiei. Mm. Frumos? Frumos, da. Cred că și la aranjat că vrea să-mi împace cu tine, nu? Bă, dar nu mai vreau eu să mă împac cu ea, mă. Ever! Nu mai vreau să mă împac cu ea, gata, am zis-o. Nu mai mă împac. Sigur? Da, sigur. Treaba, da. Auzi, mă, dar tu mai vrei să te împaci cu Monica? Ce ai, mă, nu vreau, sigur nu vreau, nu? Sigur? Sigur. Sigur, sigur. Da, mă! Ba, da. Bă, fii atent, dacă e Sofia, vezi că eu nu sunt acasă. De fapt. Da, Sara. Sunt mama Sarei. Să rut mâna, doamna mama lui Sara. S-a întâmplat ceva? Iartă-mă, dar nu știam pe cine să sun. Ah. Știi că sunt foarte fericită. Mă bucur. Mi-e teamă să-mi se întâmple ceva să... De data asta nu merge să mă întâmple. Am trecut prin toate. Tot ce vreau să aud de la tine este că ești mândru de mine. Normal că sunt mândru. Dar tu încă nu mi-ai spus cum ai obținut postul de director adjunct. Fiecare femeie are secretele ei. Unele au secrete mai mari, altele au secrete mai mici. E în funcție de gusturi. Păi bine, domnișoara director adjunct. Și care e următorul pas? La La Band. Eu îi cuceresc, tu îi impresariezi. Ce-mi place cum gândești. Vrei să fii soția mea? Te rog. Nu e romantic. E un clișeu. Hai să facem schimb. Și încă un pont. Nu or galben. Zici că eu nu mă las. My love.
că te caută cineva. Dacă e vară, te-a spune-i de la închef de ea. Dar de mine ai chef? Oh, Vasile, ce vești tu, Raimond? Crezi că e proastă aia. Mm-hmm. Hai, intri, ce faci, hai. Bă, te rog și eu ceva și tu ce faci? Îmi distrugi acoperirea. De ce? Bă, cum crezi tu că m-am simțit când am aflat că fratele meu îmi bagă bețe în roate? Ce bețe, bă, ce roate? Bă, cum să creadă toată lumea că ăsta e vărul tanței când tu o dai afară din casă? Băi, Vasile, uite care e. Băi, zică, uite care e treaba. Vorbește cu tanța, împăcați-vă și lasă prostiile. Bine, mă, o sun. Nu mai mă suna, că sunt aici. O să-mi fac și eu un ceai să mă încălzesc, da? Eu sunt înalt, am și voce, sunt și frumos. Cred că toată lumea mă cunoaște, sunt liber de la Vocea României. Și toate fetele mă caută pe Facebook. Toată lumea știe că sunt cel mai frumos băiat în lume. Ce aveți, mă, cu fața asta? Că am văzut eu ce reacție ați avut când a cântat piesa aia. Dacă mă de aici, că mie nici nu-mi place de el. Păi dacă se uita la tine, poate îți plăcea mai mult. Scuză-mă, asta a fost cumva o răutate? A, nu, simplă constatare. Mulțumesc. Mă, terminați, are 8 doar pentru Ioana. Ghinion, Ioana e luată. Oh, credeam că și tu ești luată. Bă, care ești, mă? Bă, frate, ești bine? Bă, băi, tu ești bine? Băi, uite-te la mine, uite-te la mine! Băi! Uite-te, dracu, la mine! Ce căcat ai fumat, măi? Băi, uite-te la mine! Uite-te, mă, la mine! Băi! Neadoru! Ce m-aș face în afară, Neadoru! Și ce faci? Bei cafea la ora asta? Ceai. Mi-am făcut un ceai. Mi-am făcut și eu un ceai. Ia zi, ți-a plăcut spectacolul? Mm-hmm. Chiar îți mulțumesc. Și mie. Bine, am adormit eu la un moment dat, dar finalul mi-a plăcut, da. Bă, dar știi ce mă enervează? Trebuie să rămână ancuța cu băiatul ăla la ora asta în oraș. Sandu, are 15 ani. E, și ce dacă? Păi cum? Și tu ce făceai la 15 ani? Ei, ce făceam eu la ce să spun? Bă, eu eram băiat, puteam să golănesc, dar nu... Da, bine, golanule, dar vorbește mai încet, că trezești fata aia. Ce, nu putem închide ușa? Să vorbim ca în biserică? Extraordinar! Și uite, băi, frate, ce a ajuns casa mea! Bordel! Mă, tu ești zdravă, Ioana, iubita mea. Măi, gata, măi, Sandu, măi, e o situație delicată, într-adevăr, dar cu calm. Ce calm, măi, ce calm, păi, ce-o o situație delicată, extraordinar. Băi, dar ce repede știu să profiți, mă, de fata mea, bă, ce repede știu să profiți. Măi, Sandu, măi, încetează, sunt tineri, se iubești, ce vrei să facă? Foarte bine, domnule, foarte bine, dacă sunt tineri și se iubesc, să-și iau o cameră la hotel, nu aici, la doi pași de ancuța. Dar tu când ți-ai adus amanta în casă, unde era mancuța? Băi, ia potolește-te. De-mi ții tu mie lecții de moralitate. Băi, ia vezi. Gata! Îmi pare rău. Dar de data asta chiar trebuie să-i dau dreptate lui. Ok. Atunci mă o să-mi fac bagajul, să nu mai deranjez. A venit toată lumea? Haideți, Maria. Scuzați-te, lumea. Și? Înainte de a începe ședința operativă, vreau să-l felicit pe subinspectorul Popa pentru că s-a împăcat cu soția lui. Numai cu sprijinul familiei se pot înregistra succese în viața profesională. Se poate și singur, doamnă, să zic. Ai spus ceva, Popa? Nu, ziceam să trecem la punctul 2. Păi, numai un bărbat adevărat poate avea curajul să recunoască când o greșit. Acum trecem la punctul 2. Mulțumesc. Avem informații în legătură cu rețea de trafic de etnobotanici. Unde? La liceul de muzică unde sunt și copiii voștri. Gata, am plecat pe punctul 2. Ai, ai, ai,
Unde pleacă toată lumea? Mai sunt și treburi foarte importante pe ziua de... Ia. Păi, cum facem? Mie și ne spală mașina azi. Eu. Ba eu. Altfel discutăm. Așa. Da. Mai spuneți-mi o dată că tot nu-mi vine să cred. Băiatul ăsta a fumat bețișoare parfumate. Da. Și în stare foarte gravă. Puțin mai avea și intra în comă. Bine, dar o să-și revină, nu? Da, o să-și revină. Dacă e ceva, mă chemați. Pare rău, n-am știut că... Dar lasă-o în pace, mamă, nu vezi că se simte prost? Tu taci. Să tac? Păi și de ce m-ai mai chemat aici dacă vrei să tac? Nu e ca și cum am culcat eu cu Vlad. E, asta ar mai fi lipsit. Și ce se întâmpla dacă mă culcam cu el? Îl iubesc, mă iubește, care e problema? Ce? Am dat cuiva în cap? Vezi? E, uite, asta nu aș fi vrut să se întâmple niciodată. N-aș fi vrut să aud din gura niciuneia dintre voi. M-am culcat cu... Sună urât, e vulgar, e lipsit de sensibilitate... Mai prima noapte de dragoste cu băiatul pe care îl iubește să fie cea mai frumoasă amintire din viața voastră. Pentru mine așa va fi. Înțelege și tu că voi sunteți copiii mei, amândoi. Cum să fac să uit eu asta? Dar nu-l iubesc pe Andrei ca pe un frate. Da, știu. Dar aveți lângă voi un copil de 15 ani. Ce Dumnezeu de exemplu sunteți pentru el? Și ce o să le cere acum să facă? Să nu se mai vadă? Nu. Dar am să-i rog să fie discreți. Iar pe dumneata, domnișoară, am să te rog să-ți bagi mințile în cap, că altfel rămâi fără urechi. Ai 15 ani și totuși depinzi de mine, încă. Da? Da, am înțeles, mama. Da, am înțeles, mama. Auzi, băi? Băi, eu când ți-am spus că nu mai ai ce căuta în casa mea, mă refeream și la curte, înțelegi? Nici în casă, nici în curte. Iar pe Ioana, lasă-o în pace, că are cine să o ducă la școală, n-are nevoie de șofer. Băi, eu știu. Știu că ți-e dor de vremurile alea minunate când trăiai ca un belfer, dar gata, s-au dus, s-au terminat. Dacă vrei un plic de mâncare, pune mâna, dă toată zăpada și atunci mai discutăm. Poate că așa meriți ceva. Hai, dă capul tău. Nu știu, mai stai la Vlad? Ba da, de ce? Te-a răcorit destul de mult să vii să mă iei. Păi, am venit să te plimb. Să mă plimb? Să ne plimbăm. Da. Asta, tu de ce faci asta? Adică zi sincer. Ți-e milă de mine? Așa crezi tu? Pe oricine ar fi în situația mea, asta ar crede. Ce culă e situația asta, Gica, nu? Ha? Adică noi doi să lucrăm din nou împreună la același caz? Ha? Noi doi să statem împreună, umăr la umăr, alăturați, în aceeași mașină? Ben, nu suntem împreună? Și stăm umăr la umăr, că așa sunt scaunele acei, eu ți-am zis să stai pe banchetă din spate. Dar de ce mai ești tu așa de rece în continuare cu mine, a?
Dacă n-ai observat, afară e frig și în sufletele noastre, la fel. Tot în al tău, că în al meu s-a făcut deja cald. De când m-ai primit înapoi în casă, unde e cald și bine? Nu te-am primit eu, mi te-a băgat Vasile pe gât. Pentru mine nu ești decât o chiriașă. Hai, mă, gică, mă. Gâci, 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 gâci. Gâci, 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 gâci. Cercel, ori te comporți ca o profesionistă, ori cerci să te mute la altă secție. Înțeles? Gâci, gâci, gâci. Uite-mă detentă-mă, uite-mă detentă-mă. Bă, serios, uite-mă, frate, detentă. Gata, ok, am 1.95, dar terminați, mai săriți așa ca papagalii, serios. IQ, nu? Bă, știți pe aia, mă, ăsta e înalt ca o prăjină și prost ca o... Băi, Răzvan, Jonel, gata, mă, încetați. Și tu, Liviu, eu înțeleg că ești vedetă, da? Aici la școală ești un elev, da? Și noi avem probleme. Unul dintre noi se droghează, înțelegi? Păi, nu, bătale, ce, dar până la urmă tot droguri sunt. Ba chiar mai rău. Ar fi trebuit să-mi dau seama că e ceva neregulă cu Bogdan. Nu era el când a țipat așa la mine. Bă, fraților, vă nu înțelegeți că nu contează ce fumează el. Contează de unde le lua, că așa se pot droga toți. Bă, ideea e că aseară, sigur a rămas fără bani sau nu am mai găsit, nu știu. Dar a fumat alte porcării. E clar că cineva l-a prostit sub nasul nostru. Da, mă, dar fraierul ăla care ia, nu la care vinde. Sara, tu ai să ne zici ceva și nu știi cum? Da, Andrei, hai să ne luăm de sensibila și de bolnava Sara, nu? Că ce lipsește să fie o traficant de droguri, nu? Eu încercam să spun că trebuie să facem ceva. Păi hai să facem ceva, dar ce să facem? Nu știu, dar dacă Bogdan a pățit-o, înseamnă că mâine pe mine auzi nici de alții. Mulțumesc. Da, și eu cred că trebuie să facem ceva. Bună ziua! Să rămână. Am vrea să vorbim cu directorul liceului. Puteți vorbi cu mine. Nu, nu, cu directorul liceului. Nu, nu, puteți vorbi cu mine. Da, în calitate de ce? De director adjunct. Felicitări, adică... Mulțumesc! Da, așa de tânără și deja... Dar am o curiozitate, să câștigă mai bine ca în televiziune? E confidențial. Așa și trebuie să fie, sigur că da, sigur. Deci, domnișoară, avem informații că aici, în școală, se vând droguri. Și vreți să cumpărați, nu? Da, glumele astea sunt, adică, valabile acolo la noastră, la Showtime sau Showbiz sau la televiziune, dar noi aici ne ocupăm... Da, da, sigur, deci, spuneți. Foarte importante, lasă-mă în pace. Încă o dată, avem informații că la dumneavoastră, în școală, se vând etnobotanice. Deci, așa... aș dori totuși să intervin și eu, că am tăcut destul și nu-mi stă în fire. Da, eu dacă nu înțeleg un caz, nu pot să mă ocup de caz. Și asta cu etnobotanice. Deci, dacă nu înțeleg cu capul, eu nici nu pot să zic pe gură, e clar. Ne scuzați puțin, nu cu ce. Poți nu e sănătoasă la cap? Înțelegi? Cum? Adică venim nepregătiți la caz sau ce facem? Dacă nu înțelegi ceva, mă întreb pe mine, nu trebuie alți oameni. Pe tine, mă, la cât ești tu de rece, dacă între noi mai a rămas doar lapoviță și nisoare. Băi, etnobotanicele sunt niște ierburi, niște ciuperici care se fumează și sunt foarte periculoase, ai înțeles? Păi acum mi-e clar, mă, vezi că se poate. Deci, cu ce vă pot ajuta? Deci, am dorit să stăm de vorbă cu elevii și dacă se poate să ne puneți la dispoziție un spațiu în care să efectuăm această activitate. Da, puteți să stați de vorbă cu cine vreți, chiar aici. O să-l cheme paznic să vă ajute, să vă cheme pe cine vreți. Neadaru! Bă, dacă și asta s-a făcut bugetar, înseamnă că e bine, mă, să fii bugetar. Cum a început Bogdan să ia prostiile alea, porcăriile alea și mai ales de ce are probleme? Nimeni nu știu nimic. Nu știu, dar în ultima vreme mai mult cu Rafael stătea. Adică ce vreți să ziceți, mă, că eu? Că eu am dat sau ce, frate? Eu stăteam cald, am zicea mie de aga, că nu-l bagă seamă. Ce vă uitați la mine așa? Și te-a găsit pe tine expert în domeniu, nu? Vă rog frumos. Mai întâi Diana, acum Bogdan. Vreau să știu și eu ce se întâmplă cu voi. M-am uitat în catalog, aveți foarte multe absențe. Și ce legătură are asta? Cum adică ce legătură are? Cei mai mulți dintre voi sunteți în clasa 12, urmează să dați bacalaureatul. Dacă nu luați examenul. Când am pornit împreună pe drumul ăsta, v-am pus o condiție. Vă țineți de școală sau renunțăm, simplu? Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că o să ne ținem de școală și o să luăm bacul, nu? Păi dacă spuneți că noi nu ne-am ținut de cuvânt, dumneavoastră cum rămâne?
Nu se presupunea că La Band o să aibă succes și că o să umple stadioane la concerte? Asta ar însemna să câștigăm și niște bani, nu? După ce o să luați bacalaureatul, o să intrați la facultate. O să puteți să cântați de câte ori vreți voi. Încercați să realizați că în momentul ăsta vă aflați în fața celui mai important examen din viața voastră și nu vreau să vă pierdeți timpul prin cluburi. Niciun dar! Și nu vreau să mai purtăm discuția asta niciodată. O să aveți o viață întreagă, să aveți și faimă și bani. Gata, punct! Acum vedeți cum îl ajutați pe Bogdan. Bună, colega! Bună, colega! Am auzit că ai repurtat primul succes ca director adjunct. Toată lumea vorbește despre colegiul de muzică. De fapt, această pepinieră de drogați. E un caz izolat, o să se rezolve. Sunt absolut convins. Nu, nu. Nu o să reziști. Te-ai fi descurcat mai bine? Crede-mă că da. Eu nu cred. Eu sunt convins. Știi, am un atu pe care tu nu-l ai. Da. Știu. Ce umor ieftin. Nu, sprijinul elevilor. Dar cum? Dar ăștia de la muzică sunt disperați după economie. Eu am auzit că le predai TVA-ul pe note. TVA. Pisi, urmărește și învață. Te pup. Dar nu e nevoie. Te rog eu să nu fii supărat pe mama, că până la urmă decizia ei nu... Da, mă, și mie mi se pare normal și știu că a făcut-o pentru Ancuța, dar mă enervează că trebuie să te ia dreptatea lui Bou ăla în fața mea, înțelegi? Da. Auzi, nu vrei să-ți faci tu bagajul să ne mutăm o perioadă la Gica? Poți să o las pe mama singură, că dacă ai plecat tu, mai plec și eu. Da, corect. Oricum, îți dai seama că după ce îmi trec nervii, mă întorc. Nu știu ce o să fac fără cafeaua pe care mă făceai tu dimineața. Păi... ce le vreți? Adică să o aduc personal, la pachet, acasă. Da, da, trebuie să fie caldă, știi? Da, să trăiți. And all these dreams were built together. Finally you're here to stay. Hold me today. Poate să credă că l-am gonit de acasă. Adică să credă că nu-l mai iubesc, nu? Se poate? Nu, nu se poate, pentru că tu nu i-ai dat niciun motiv să creadă una ca asta. Tu mă asculți sau îți dau banii de pomană? Tocmai ce ți-am spus că s-a dus să doarmă la taică-su și eu nu l-am oprit. Nu, ce mi-ai spus tu e că pe băiatul pe care l-ai crescut în casă 18 ani, l-ai găsit în același pat cu fata pe care tocmai ai regăsit-o, da? Da. Faptul că în aceeași casă locuiește și o fată mai mică, de 14 ani, e un motiv suficient, mă rog, 15. Zic că e un motiv suficient să le cer să fie mai discreți. Păi și atunci de ce mă simt așa de prost? Păi, dar... n-ai de ce să te simți prost, pentru că n-ai niciun motiv. Nu le-ai cerut să nu se mai vadă. Nu. Le-ai cerut doar să fie, mă rog, să nu se mai repete una ca asta în casa în care e un minor, da? Și eu zic că orice mamă ar fi procedat la fel. Ai copii? Într-un fel, da. Am un cățel pe care l-am crescut de mic. Mai bine. Și de unde știi lucrurile astea, din cărți? Da, în mare parte, da. Să-mi dai și mie vreo două, că am timp acum. E biblioteca plină. E simpatic. Mersi. Și tu e simpatic. Stai, mă gândeam, deci, nu știi nimic, n-ai văzut nimic, n-ai auzit nimic, la fel ca toți ai luat. Nu, șeful, că dacă știam ceva, imediat turnăm. Da, am înțeles. Bine, hai, gata, cu telefon. Ia, stai, mă, puțin. Stai pe loc. Ce ai, mă? De ce ai, mă, ochii roșii? Am febră. Și gingiile, de ce sunt vinete? Da, sunt țigan. E, să mor tu. Dar de ce să mor eu, tanti? Nu mi-a zis tati. Băi, nu așa se vorbește, mă, între voi? Mă, lasă-l în pace, mă. Băi, deci mie ăsta mi se pare suspect. Dar de ce să ți se pare suspect? Tati, că... Ai văzut, mă, țigan cu febră? Du
te mă, lasă-ne în pace. Haide, du-te, hai, pleacă, du-te, zbori. Băi, e clar, mă, tu de câte ori ai auzit același lucru? Tot zic același lucru. E clar că nu sunt drogurile, nu sunt de aici, din școală. Le-o fi cumpărat de undeva, de pe lângă un magazin de ăsta, de botanice, de pe lângă școală, din alea care trebuia să fie închise, dar n-a fost închise, că știm noi de ce și ce. Știu eu cine e de vină pentru ce s-a întâmplat cu Bogdan. Cine e de vină? Ia, stai jos. Zi. Anca Angel. Anca Angel? Aia mica lui Angel vinde droguri? Nu, domnule, n-ai înțeles. Dacă ea nu era fițoasă și răsfățată și nu-și bătea joc de Bogdan, el nu suferea și nu se droga. Da, e, da. Mulțumim pentru colaborare, ne-a fost de mare ajutor. Haide, mă, să mergem, lasă-ne, mă. Nu e. Haide, du-te la școală, mai duceți-vă și voi la cursuri, la... Hai, mă, mulțumim de colaborare. Duceți-vă și voi pe la lecții de logică, de educație fizică, de mai... E mai bine, dar tot nu simte picioarele. Și nu poate fi operat? Ba da, șanse mai mari există într-o clinică din Viena, doar că ai lui n-au bani. Nașpa. Păi am putea să facem noroc de bani. Dar nu mă ascultați, voi ascultați de Raluca. Păi tacă-ți flanca aia, da? Raluca știe ce e cel mai bine pentru noi, așa că cioc mic și joc de glezne. Știu că e preferata ta. Păi tu nu înțelegi să taci? Ești în limbă. Băi, taci, bă, din gură, că mă turc cu tine pe jos, să mor. Scuze. Cora are dreptate. Ștefan are nevoie de ajutorul vostru. Poate ați putea dumneavoastră cu relațiile pe care le aveți să... Aș putea să dau niște telefoane să văd ce pot să rezolv. Da, dacă ați putea, ar fi minunat. Ok, păi așteptați-mă aici. Băi, frate, zici și tu ceva. Și ce vrem să fac? Deci, doamnă, în concluzie, am fost la liceu, am verificat la sânge. Se pare că totul e în regulă. Copiii sunt cuminți, se-și vadă cursurile lor. Doamnă, după părerea mea, ăla care s-a drogat a cumpărat din afară școli. Asta e. Tu vrei să treci asta în raport? Doamne, bine, în raport trecem ce vrem noi, că nu ne verifică nimeni. Înțelegi? Hai, că ați făcut o treabă minunată. Ieșiți-vă și lăsați-mă pe așa. Minunat. Să rămâna. Ai fost tu cu ei? A fost întrăit. M-ați ordonat. Ce? N-are confirmare. Nu vă zic așa... Spui sau și? Se pare că... Unul din băieții lui Gică Popa s-ar fi apucat de prostii, dar eu zic că e doar un zvon. Nu vreau să... Păi, asta se poate verifica, Marșele. Să trăiți sigur, cum să nu? Încetați! Spune ce vrei. Să mă lăsați în pace amândoi! Am vorbit. Așa repede? Da. Păi, numele și audiența pe care am făcut-o de-a lungul anilor au folosit la ceva. Și? Unde să cântăm? Într-un club de fițe. Nu o să fie foarte mulți bani la început, dar... O să fie plin de oameni influenți și o să mai chem și eu câteva vipuri. Vă mulțumesc. Super. Ok, dacă voi vă țineți de școală, nu cred că ar trebui să afle nimeni, nu-i așa? Până la urmă faceți pentru o cauză nobilă, nu e ca și cum ați trădat pe cineva. Tot ce trebuie să faceți e să vă convingeți colegii și să nu vă lăsați ușor. Dacă vreți să ajungă Ștefan mai repede la Viena, asta e cea mai bună alegere. E decizia voastră. Am vorbit cu doctorul tău. E chiar foarte mulțumit. Spune că faci progrese mari, mă, Ștefan. Nu suficient de mari cât să mă operez. Băi... Puteți să dați mai tare, că nu... Vrei să mă rup mâna? Ce-am vorbit noi doi? Răbdare? Tare. Și multă voință. E greu. Știu. Și știți ce e cel mai greu? Că trebuie să mă prefac. Când sunt ai mei aici, când e Laura,
când vin colegii să mă viziteze. Trebuie să mă prefac că sunt vesel, că sunt optimist. Poți fi sincer cu noastră? Asta ți-am cerut de la început, Ștefan. Sunteți ultimul om din lume la care m-aș fi așteptat să-mi fie alături și să mă înțeleagă. Și vă mulțumesc. Abia aștept să te fac o sârbă. S-a făcut. Băi, e o singură oră. Strângem că strângem și apoi plecăm acasă. Și dacă nu lipsim a doua zi, nu o să-și dea seama nimeni. Da, plus că cred că e singura șansă prin care îl putem ajuta pe Ștefan. Frate, nu mințim pe Raluca. Ia uite-l mă cu asta. Băi, Răzvane, nu trebuie să afli, așa e cel mai safe. Băi, pe bune, eu când am zis că nu mințim pe Raluca, nu mințim pe Raluca și gata. Ce să mă mințiți? Profa, Laura ne-a propus să cântăm într-un club. Ca să-l ajutăm pe Ștefan să strângem bani pentru operație. Ideea e că operația asta trebuie făcută la Viena, iar părinții lui nu au bani. Stai, dar ce club? Adică ce club? Un club pe care îl știe Andreea Rugilescu. Bun, hai să spunem că Ștefan ar avea nevoie de minim 50.000 de euro pentru operație. Voi vreți să-mi spuneți mie că într-o seară, într-un club, ați putea strânge suma asta? Păi, profa, dacă nu încercăm... Păi de ce să încercăm? Repet, să strângem 50.000 de euro într-o noapte, într-un club? Da? Îmi pare foarte rău. Ne putem gândi la altă soluție, dar în cluburi nu cântăm. Dar de ce nu te-ai gândit la altceva până acum? Dar tu ce vrei? Eu vreau să-i las să fac o faptă bună. Nu fac nimic rău. Mă vezi? Da, mai bine? Da, sunt mai bine. Ce faci? Mai bine, ce? Bă, frate, sper că n-ai spus de unde ai luat alea, da? N-am spus. Nu? Bravo, bravo. Bă, eu nu ți-am mai dat că n-am vrut să fac niciun rău. Da, mă, mersi, dar acum ți-am zis sunt mai bine și vreau și o țigară de aia dacă mai... Bă, tu ești tâmpit, mă, frate! Tu era să mă știu mai vrei de alea, oprește-te, bă! Nebun ce-ai? Mamă, Rafaela, mă, ce crezi că poate să-mi fac o țigară? Bă, tu ești dus cu cap, mă, bă, frate. Am avut doar alea și le-am fumat amândoi. Gata, nu mai am. Nu mai am. Ce vrei? Nu mai am. Bine. Bă, bă. Da, da. Pietișoare parfumate, mă? Am auzit că sunt la fel și... Zi prost, bă, frate. Hai, fă-te bine. Uite ce e, în acest moment eu conduc acest club, așa că regulile eu le stabilesc, bine? Da, eu știu foarte bine că trecem un pic peste regulile și principiile tale, dar până la urmă nu facem altceva decât să încercăm să-l ajutăm pe copilul ăsta. Tu chiar crezi că poți să strângi 50.000 de euro, să spunem, într-o seară, într-un club? Da. Da? Da. Cum? Chiar cred, dacă invităm pe cine trebuie, chiar cred. Invităm oameni influenți, oameni cu bani, oameni cu relații, doctor, da, chiar cred și merită să încercăm. Nu, îmi pare foarte rău. Nu cântăm cluburi. Interzis club. Cluburile sunt periculoase. Nu cântați în cluburi. Am hotărât. Știu că mă bag ca musca în lapte, dar de ce sunt așa de periculoase? Adică putem să-l ajutăm cu banii ăia. Sunt... Aveți foarte multe absențe deja. Un coleg de-al vostru este internat în stare gravă pentru că a consumat etnobotanice. Dar ce stai să-ți dau ție explicație? Nu cântați în cluburi. O să ne gândim la altă soluție. Gata. Da. Profa, mâine pe mine o să ne spuneți că vom cânta doar cor. Ce facem? Ne întoarcem în timp? Și în plus de asta, nu e ca și cum mergem să băgăm banii în buzunar. Sau că o să facem asta de acum încolo. Ba, eu cred că o să o faceți, pentru că o să vă placă. Ok, mie îmi pare rău. N-am încercat decât să vă ajut. O să dau telefon și o să contramandez totul. Nu, stați! Eu cred că voi ați ales deja. Așa că, dragă Andreea, îți urez baftă să înveți ce știi tu mai bine și cum știi tu mai bine. Este evident că eu nu mai pot să fac pentru că ei nu mai cred în mine.
la la bandul tău. Nu, stai puțin, rog. Stai, eu nu asta vreau, stai. Eu nu vreau locul tău în club. Eu n-am văzut decât o oportunitate pentru ei să aibă succes. Atâta tot. Ei nu sunt pregătiți pentru succes. O să le ia mințile. Tu știi foarte bine cum e, așa că descurcă-te. Nu știu cum ai făcut, dar ai reușit. Sper să ne meargă bine. Cred că nu o să fie suficient de romantic pentru tine, dar... Hai, te rog, eu să fii soția mea. Bine. În sfârșit. O să intre, stai un pic. Au! Băi, nu se poate. E mic. Hai, mă, cum să fie mic? Grijit degetul. O să plec la Cămin. Că nu mai am mult până fac 18 ani și... Eu nu ți-am cerut să pleci nicăieri, Vlad. Eu te-am rugat frumos să ai un pic mai multă grijă cu Anca. Fiindcă are 15 ani și ea crede că tot ce zboară se mănâncă la vârsta asta. Știu. Dar vreau să mă credeți. Chiar m-am îndrăgostit de Anca. Și chiar știu că are 15 ani și nu o să uit asta niciodată. Știu, păi de-aia am ales să vorbesc cu tine față în față. Ce faci? Ce fac? Fii atent aici. Dacă Vlad pleacă... Pleci și tu. Da. Foarte bine. Anca. Fii atent că eu plec. Perfect. Anca. Sunt nebună, pe bune, chiar plec. Da, să faci bagajul Anca. Și pleci. Anca. Anca. Chiar. Mare noroc ai cu băiatul ăsta. Altfel o lună nu mai ieșai din casă. La lecții amândoi. Separat. Vă controlez. Da. Ce faci? Încerc să compun un cântec. Despre ce? Despre droguri și cum ne pot distruge ele.
bucur că ești aici. Și eu. Cică, trezește-te. Bă, trezește-te. Uite-te în spate. Ce-am făcut? Am un mandat de chestii. Ce mandat de chestii? Scrie tătăși. Posesie de drog. Haideți, băieți! Veniți un pic. Am găsit asta sub pat. Știi ce e de făcut? La dosar. Al cui e patul ăsta? Mai doarme băiatul meu, Andrei, când vine pe aici. Nu înțeles. Mersi. Asta știi unde mă gândeam că ar trebui să mergem cu ea? A. În Piața Revoluției. Păi și ce ne oprește? Știi și că e dreptate. Geaca, geaca. Da, și eu. Talentat băiatul ăsta. Chiar. E iubitul ei. Da, știu. Vă potriviți, să știi, chiar. Da, sunt mersi. El a compus piesa? Da. Serios? Mm-hmm. Când? Aseară. Așa repede, de seară până azi. Azi, da, tu ești aroganță, mi se pare. Nu, toată lumea îmi zice asta, că sunt arogant și ironic și... Nu, chiar nu sunt, serios. Dacă o să mă cunoști, să știi că sunt foarte ok. Băi, știi, mă gândeam, frate, că steam și mă gândeam. Dacă Bogdan, frate, și-a cumpărat singur și nu i-a dat nimeni. Mă gândesc așa că e prietenul meu, îți dai seama. Că, na. Mă duc la paletă. Bă, care e Andrei Popa? Ce facem? Ce să facem, mă? Eu. Da? Hai, pune. De ce? De ce? Nu mai pune atâtea întrebări. Hai, vină încoace. Nu vin, domnule, dacă nu spui. Vină încoace să vorbim puțin. Hai. Ce? Nimic. Vă rog, strângeți voi astea și plecați fără scandal, da? Nu mă salut și pe mine?
Păi și nu te-am salutat dimineața, ne salutăm așa, toată ziua. Ce ai, mă? Chica, ce înseamnă? Nimic. Dar ce s-a întâmplat, ceva? Nu. Ce se întâmplă? Ce ai, mă? Am făcut o percheziție la Gică Popa acasă. Și în rucsacul lui Andrei am găsit niște droguri. Adică, eu sunt botanici. Poftim? Ce faci, tată? Salut, Andrei. De ce a trebuit să-mi minți că sunt drogurile tale? Te-ai făcut la fel, te-ai liniștit. Mă, ce căutau ierburile alea la tine în rucsac? Ha? Nu știu, nici eu nu pot să-mi explic asta. Păi uite la mine, mie poți să-mi spui adevărul, nu mă minți. Tatăl, îți jur că n-am consumat și n-am vândut niciodată droguri. Nu te juca cu asta, mă. Ești nevinovat? Da, la fel ca și tine. La fel ca și mine. Dovezile sunt dovezi, ce? Păi și ce o să faci acum? Ce o să fac? Păi, tu du-te, vezi de școală și vezi de treburile tale. Înțelegi? Lasă-mă pe mine că mă descurc. Haide, du-te acum, că vreau să mă culc. Haide. Ai vândut droguri? Dar de ce aș face asta? Nu știu. Pentru bani. Că doar ai fost obișnuit cu mulți bani. Dacă nici tu nu mă cunoști. Nu mai știu ce să cred. Jurăm că n-ai făcut nimic. Nu jur pentru nimic. Andrei. Mulțumesc că ați venit. Nu știam cu cine să vorbesc. Ce dracu s-a întâmplat în casa asta? Nu știu. Ție ți s-a părut Andrei schimbat în ultima vreme? Cu toții ne-am schimbat. Thank you.
aia pe cap, băi, ce te-ai îmbrăcat așa, cu asta-ți mai lipsește? Bă, că ești fefeleagă, tu nu te uiți la tine? Ce, am murit? Ce, mă, de ce țipi așa, că mi-a fost frig la urechi și n-am nimic așa mai gros decât asta pe negru? Bă, tu te și vezi văduvă, a? Ce că intru în vouă depresie de mă spuzul pe aici de zâmbrările astea? Păi mai știi? Mai știi, ce mi-ai adus? Ți-am adus chiftele, jnițele, e calde, poți să le mănânci acum. Bagă-le acolo, pântre zăbrele, hai. Dar ce? Niciun contact așa, nimic n-avem voie. Avem voie, bă, dar sunt și eu liber acum, fac ce vreau, na. Ce, cum v-ai gătit pentru mine? Mai am făcut eu chiftele vreodată. Am pus-o pe Lenuța săraca și ce s-a supărat când a auzit ce ți s-a întâmplat. Odată s-a pus paragaz. E, așa, da. Eu ți-am adus... Am ceva. Care îți place ție mai mult. Ce? Numai că n-am nevoie de desfăcător, că asta se desface așa, cu mâna. E mai bine acum? Acum e mai bine, da. Te așteptăm.